Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună seara! Bine ați revenit la Fanatic Superliga. Să înceapă show-ul! Avem iarăși meci tare în această seară, peste aproximativ o oră la 20:30, în bănie, Universitatea Craiova împotriva Farului. Știți cum e? Unii încă mai visează undeva într-un colțișor. Universitatea Craiova și CFR la 10 puncte de liderul incontestabil până acum, FCSB. Haideți să vă spun repede și invitații. Vivi Răchită, salut Vivi, bine ai venit. Salut Horia, bine. Robert Niță, salut Robert, bine ai venit. Seara, ce elegant bine, ești, Robert. Vin de la o cumetrie. Frumos, frumos. Așa e elegant, asta e nivelul la cumetrie la care merg. Depinde, păi n-ai văzut că și în fotbal românesc se poartă cumetriile și am zis că poate. Omeniile, cele mai importante numiri de antrenori au fost după după niște cumetrii. Da. Te-au numit undeva ca să știi? Încă nu, dar te anunț. Da, e pe da, da. Da, nici nu scap niciuna. Da. Robert Niță și, bineînțeles, Andrei Vochin, echilibru, sobrul Andrei Vochin, consilierul președintelui Răzvan Burleanu și, bineînțeles, unul dintre marii noștri ziariști și analiști. Salut, Andrei, și bine ai venit! Salut! Situația e roză aici, totuși. Să așteptăm totuși până luni, zic eu. Ori s-a decolorat Vișiniu... Corect! Vă spuneam că avem partidă mare, partidă foarte importantă. Hagi, în ultimii ani, în ultimile meciuri, cam nașul Universității Craiova, pe unde i-a prins, i-a cam bătut. Sunt curios să vedem ce se întâmplă în seara asta. S-a terminat de câteva minute, 1-2 minute, și partida de la Arad. Uta Hermannstadt, 1-3, triplă, Daniel Paraschiv, care deja este în direct. Poate și dintr-un orgoliu, ce va fi și pentru voi restul și cât de mult vă afectează ca echipă? Asta e fotbalul până la urmă, toți plecăm de la echipă la un moment dat. Are un mare merit pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani aici. Practic el cu Mister și cu Radu Neguț au construit această echipă de la zero. Au făcut-o să joace un fotbal frumos. Cred că mai toți jucătorii sunt aici datorită lui și nu avem decât să-i mulțumim și să-i urăm mult succes în orice provocare va avea în față. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Hai prezi! Da, a fost Daniel Paraschiv care l-am prins așa, din ce înțeleg, doar pe final. A vorbit Daniel Paraschiv, bineînțeles, despre plecarea lui Dani Coman, care și-a dat demisia din funcția de președinte. Dacă avem timp, o să abordăm și acest subiect. Mă rog, nu prea s-a simțit așa că a plecat Dani Coman, ca să glumim puțin, așa, de supărare rednic, a încasat 3 boabe de la Hermannstadt. S-au dus furioși băieții lui Măldărășeanu și s-au răzbunat pe UTA. Victorie frumoasă a sibienilor, care trec pe primul loc în play-out. Foarte interesant. Nu mai câștigaseră în deplasare Hermannstadt-ul din vara trecută. Da, nu vă vine să credeți, dar așa spun cifrele din iulie 2023. Deci de peste o lună, aproape incredibil. Și să nu uităm că Daniel Paraschiv este unul dintre atacanții cei mai prolifici, cei mai valoroși, după părerea mea, din Superliga. Anul trecut a fost ofertă pe masă de 1,2 milioane de euro de la cei de la Dinamo Kiev și, mă rog, până la urmă nu s-a mai dus Daniel Paraschiv din cauza războiului, ca să zic așa. Vivi, 3-1 pentru Hermannstadt, fără drept de apel. Fără drept de apel, da. Un Daniel Paraschiv care a speculat foarte bine erorile de marcat și de interpretarea fazelor. Scuză-mă puțin, o să avem declarații acum a lui Dani Coman. Lumea vrea să știe și un motiv. Care este motivul pentru care plecați? Că așa din afară echipa se vede bine. Iată, sunteți pe primul loc. Știm că nu este cea mai bogată echipă din Liga 1. Nu este vorba, aici nu se pune problema financiară. Băieții sunt cu banii la zi, deci nu există probleme financiare la Hermannstadt în momentul de față. Din contră, echipa are stabilitate din punct de vedere financiar, din punct de vedere sportiv, echipa este foarte bine. Cred că las acest club acolo unde merită și unde își doresc oamenii, pentru că s-au făcut eforturi ca această echipă să continue atunci când a retrogradat. Oamenii au înțeles, eu sunt mândru că am putut să aduc, bineînțeles, împreună cu colegii mei, împreună cu tot ceea ce înseamnă Hermannstadt în momentul de față, pentru că n-am făcut-o singur, n-aș fi putut să o fac singur, dar sunt fericit că am avut realizări la Sibiu și până la urmă asta este cel mai important, să rămână ceva după tine. Mulțumesc! Până la urmă... Da, tot nu ne-a explicat Dani Coman de ce a plecat, ca să zic așa, nu? Că e prea bine. Cum? Că e prea bine. A fost prea bine. Okay. Dacă oamenii cu banii la zi, sportiv totul, nu, cred că sunt ceva
fricțiuni între Dani Coman, președinte executiv, și patronat. Pentru că altfel nu pleca. Nu pleca de la o echipă care e pe primul 100%. Da. Bun, o să mai discutăm, bineînțeles, de meciul de la Arad. Haideți să vedem echipele, oameni buni, la... din bănie, dintre Universitatea Craiova, la meciul între Universitatea Craiova și Farul. Partidă foarte interesantă, o să comentăm puțin. Într-un moment interesant, da, atenție, pentru Universitatea Craiova, ai avut dreptate, tu ai fost primul și cam singurul contestatar major al lui Ivailo Petev, l-ai contestat aici la Fanatic încă de la început. Ai avut dreptate, o să discutăm imediat despre asta, dar haideți să începem cu Universitatea Craiova. Popescu în poartă, Căpățână pe dreapta, Maldonato, Badel central, Bancu pe stânga. Apoi Crețu, Mateiu și Anzor la mijloc, Bairam pe dreapta, Mitriță, iată, revine titular în stânga, și Marcovici. Două reveniri spectaculoase, ca să spun așa, și foarte importante, probabil decisive, da? Sau care s-ar putea dovedi decisive. Este vorba despre Bancu și despre Mitriță. Rămâne Screciu, care din păcate accidentarea a recidivat și mai stă, din ce am înțeles, vreo 6 săptămâni. Deci practic e cam închis acest sezon pentru Screciu și un mare semnal de alarmă și pentru echipa națională. De partea cealaltă, Faru joacă cu Buzbuc în poartă, Popescu, Larie, Henrique, Ganea, apoi la mijloc Vână, Cuieros, Grameni, iar în față un atac interesant în dreapta Grigorian, în stânga Cojucaru și, bineînțeles, super atacantul Luis Munteanu, jucătorul pe care se bate tot fotbalul românesc, de la FCSB, la Rapid, de la Gigi Becali, la Șucu, la Hagi, la absolut toată lumea. Foarte interesant, mă uit, Budescu out, e clar că nu mai e în grațiile lui Gică Hagi, nu mai este nici măcar pe lista de rezerve. Ai ceva informații, Robert, ce e cu Budescu? Nu, văd că a dispărut de tot. Ai văzut. Și în afară că el cântă prin mașină, are dedicații, un băiat simpatic. Da, dar se ocupă, cum să spun, se ocupă, cred că deja vrea să aibă o altă carieră, din ce am înțeles. Cred că deja e vizionar, își dă seama cu fotbalul, că e la final și are o altă carieră. Am văzut, cântă bine. Muzică de petrecere, da, ți-ai. Vivi știe că e, da. au mai cântat de câteva ori pe la aceleași petreceri, deci aici fiind chiar și ploiește. Chiar acum 4-5 ani el mi-a făcut ziua. Adică a venit cu două boxe și cu o stație și foarte, este așa, foarte tare. Așa a făcut la prima lui convocare la Națională 2014 în Grecia, când l-a adus Victor Pițurcă acolo și după meci am și câștigat în Grecia atunci și după meci a fost o petrecere și numărul 1 a fost Budescu, care era debutant la echipa națională. Și după petrecerea a doua zi, selecționerul a declarat mai în glumă, mai în serios, zice, ăsta oricum joacă, trebuie să-l aduc la națională, că măcar la asta e bun, atmosfera. Da, mi-a zis, să-mi aduce aminte, să nu cumva să-l uit pe Budescu vreodată. E clar că e un om de vestiar, e un băiat care... Tot mă certa, băiatul tău, băiatul tău, nu? Știe să întrețină atmosfera, din păcate fotbalistic nu a putut nici domnul Hagi să-l... La prima parte, Robert, auzise și goluri și, da, și Vivi, pase de gol. Da, insuficient pentru o echipă, antrenată de Mr. Hagi, da, care, indiferent cât ești de bun, cât ești de talentat, mai trebuie să faci și faza defensivă. Ok, îți dă libertatea necesară pe faza de atac, dar chiar și dacă te numești Budescu, trebuie să dai un pic mai mult. Și era pe undeva de anticipat, Budescu cred că nu mai are contract din vară încolo, nu se încadrează în strategia clubului nici din punct de vedere al vârstei, evoluțiile sportive au lăsat de dorit și uite, nici în Giulești nu joacă. Știi la Victoria. Știi care a fost Budescu, că a venit exact când a plecat Alibec. Dacă rămânea Budescu Alibec, eu cred că alta era sorta. Nu știu, dar au mai trecut ei de când, în momentul în care au făcut cuplu pe Astra, pe la FCSB, au mai fost împreună, parcă nu, Andrei? Da. Au trecut ceva ani și peste ei. Uite, Alibec este la un alt nivel, prinde un contract în străinătate. Budescu, din păcate, nu pleacă tot mai frumos de la Petrolul cu antrenorul Pârvu. Ajunge la domnul Hagi, unde la fel nu s-a aștepta nimeni că profilul, un astfel de jucător, va ajunge să joace la Mr. Hagi, dar uite că... Poterea la voluntar acum. Da, s-ar putea, nu știu ce să zic, că n-am informații mai departe ce va face Budescu din vară, dar e păcat, pentru că este un jucător care ar mai fi putut da fotbalului, dar cu mai multă grijă față de persoana lui. Pentru că e greu în momentul în care ai câteva kilograme în plus să joci meci de meci. Dacă aveam mintea de acum, la 19 ani, eram în sus. Păi așa zicem toți, Vivi, după 15 ani toți zicem dacă avea. Dar dacă avea kilogramele de acum nu știu câți ani.
Da. Mă rog, e clar că pentru deci a dispărut din Superliga pasul cu exteriorul, da? Și cu călcâiul, da, cu odată cu retragerea lui Budescu, nu știu dacă vom avea și golul din parcare. Și golurile din parcare, da. Bine, alea o să le vedem pe TikTok, probabil. A dispărut și Ronaldo de acolo din echipa lui Hagi. Da. Adică da. M-am uitat și nici pe o fi accentat, nu știu, dar am impresia că e cumva într-o situație asemănătoare și Ronaldo de acolo. Și mult mai repede decât Budescu, că Budescu vine de la Petrol și joacă câteva meciuri. De Deaconu joacă primul și al doilea meci, după aceea intră. Și acum doar să nu fie atât în cazul lui Budescu cât și al lui Deaconu, să nu fie vreo problemă. În partea cealaltă, însă, la Universitate, un caz mi se pare de neînțeles. Joacă pe postul de fundaș dreapta, joacă căpățână. Da. Care e improvizat? Nu, trei. Adică și pe bancă sunt Vlădoiu, da. Soiri și Ndong. Da. Și Ndong, da, meserie. Nu, dar a jucat și acolo. A jucat și Ndong, a jucat și acolo. Adică trei jucători. Când ți-am spus, probabil că n-a plecat Peter de tot. Nu, dar să știi că Pățână acum, serios, joacă peste tot, dar de câte ori a jucat în bandă, să știi că n-a făcut-o rău. Da, cine să, de să vă dau și o informație. E un breaking news de la ProSport. Acum câteva momente, Gigi Becali a anunțat pentru ProSport că Florinel Coman 100% pleacă din bară. Deci e subiect închis. A spus așa pentru ProSport Gigi Becali: eu nu vă pot spune acum pentru că nu am acordul. Nu am acordul să vă spun că el va pleca. Nu vă pot spune unde, ce și cum. Da, așa știu, Florinel va pleca din vară. El a negociat deja, dar nu vrea să spună. Le-am spus oamenilor că n-are rost acum să fim campioni și după aceea discutăm liniștiți. Întrebat dacă Florinel va fi transferat la un club din Germania, cum a anunțat aici Adrian Ilie, că ar fi Mönchengladbach-ul, Gigi Becali a spus: nu vă pot spune, repet, pentru că nu am acordul. Deci final, ca să spun așa, final, dacă ia titlul apoteotic pentru Florinel Coman, deci e subiect închis, bineînțeles, pentru FCSB în prisma Champions League. Mare pierdere. E o uriașă pierdere. Deci, Gigi a zis 6 posturi, uite, îți mai pune unul, 7 posturi acum. Deci trebuie să mai aducă 7, cine, rămân cei 4 și aduc 7, cum să face? Păi, pentru ce posturi lua? Pentru hotelul lua pentru vârf de atac, nu? Vârf de atac? Vârf. N-a jucat nici când era copil. Da, l-a văzut Gigi și a zis că îi place ca vârf. N-are, da, bine, eu cred că în Germania pleacă. Pentru că l-am văzut pe Adrian Ilie foarte, da, hotărât aici. Da, da. Foarte hotărât, da, și aici. Eu cred că orice echipă nemțească poate să dea 5 milioane cât e clauza. Poate să dea 5 milioane. Fără probleme, fără probleme. E o clauză mică pentru fotbalul mare. Nu e o sumă mare. Nu e o sumă mare, da. E, uite, mie îmi spune cineva acum, în timp ce vorbeai tu, că pleacă în Qatar pe 2 milioane salarii. Am mai auzit povestea asta, dar nu cred. Lasă, eu din ce știu, Florinel Coman vrea să se ducă la o echipă importantă din Europa. Deci chiar așa am înțeles, că vrea să se ducă la o echipă importantă. S-a mai vehiculat, dar asta e, după părerea mea, o invenție de presă. Mai înțeles, mă îndoiesc că o să se ducă în Qatar. Bun, haideți să vedem ce a spus la Preflash înaintea marii partide de diseară, Universitatea Craiova-Farul, Gică Hagi. Bun găsit, domnule Hagi, cum se vede duelul cu Universitatea Craiova? Întâlniți o echipă rănită și atunci Craiova devine periculoasă, dumneavoastră, cum o vedeți? Întotdeauna știm că suntem în play-off, în play-off meciurile sunt echilibrate, meciurile sunt foarte bune, foarte tari. Fiecare meci trebuie să dai tot ce ai mai bun, să joci atât ofensiv cât și defensiv foarte bine. Multă tranziție, trebuie să știi să faci ambele faze, să faci un meci bun, complet, să nu faci greșeli, pentru că cred eu că echipele sunt valoroase, cu jucători buni. Întâlniți un Mitriță în mare formă, etapa trecută n-a fost, revine acum. Care e planul de a fi blocat, fostul dumneavoastră jucător? Da, e un jucător în formă, îl cunoaștem, cred eu că dintre toți noi îl cunoaștem cel mai bine, că la noi a crescut. Da, e un jucător valoros, dar colectiv și individual trebuie să jucăm bine, nu e numai el. Sunt ceilalți jucători la fel de periculoși. Craiova are jucători valoroși și, dar și noi suntem buni și noi avem calitățile noastre și sperăm să ne impunem. Sperați și ca ratările să nu le mai joace peste jucătorilor noastre? Nu, sperăm să câștigăm, să marcăm goluri. Se anunță un meci, nu știu, pe contre, cum îl simțiți așa, un meci deschis așa, Craiova oricum joacă fotbal, echipa dumneavoastră la fel, dar mă gândeam ca ritm de joc. Pe ritm e dat de viteza de pasare a mingii, de cum alergi, intensitatea jocului, e de cum te aperi,
Așa că cred că vor fi amândouă, cred că n-are cum să nu existe amândouă. Deci, practic, cred, vom vedea care o va face mai bine și mai rapid. O victorie astăzi vă poate pune din nou acolo aproape de cupele? Am venit să ne luptăm pentru cele trei puncte. Obiectivul e doar victoria, pentru că numai ele ne poate ține acolo sus cu ele, să ne luptăm cu celelalte și cam atât. Da, suntem din nou în direct la Fanatic Superliga, Vivi Răchită, Robert Niță și Andrei Vochin. Așa, ia zi ce ți-a zis sursa, deci unde pleacă Florinel? Al-Duhail din Qatar, salariu de 2 milioane. De european. De european, de da. European, da. 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 Eu ți-am zis, sunt sceptic încă, dar acum cât timp a fost Hagi, am mai primit un mesaj, tot cu aceeași echipă de la o sursă de încredere, și atunci nu mai sta așa sceptic. Și mie mi-a scris acum cineva în care chiar am încredere și mi-a scris 10.000%, nu 100%, pleacă în Qatar. Da, deci mai spun o dată, Robert. Deci Al-Duhail din deci Qatar. Cu cine s-ar fi înțeles? Al-Duhail. Qatar. Nu știu cum se pronunță corect, dar cunoscătorii fotbalului cred că știu despre ce echipă e vorba. Qatar, 2 milioane de euro salariu. Și s-ar fi înțeles deja. Și cred că din moment ce oferă 2 milioane, probabil contractul va fi pe 3 ani. Sunt 6 milioane. Eu ți-am zis, eu eram nu e o problemă să plătească 5 milioane. Eu până la intrarea lui Gică Hagi în preview eram sceptic, pentru că eu știu că Florinel a tot spus că vrea să se ducă la o echipă în vest, în Europa, să joace în fotbalul mare. Bun, dar la 2 milioane... La 2 milioane nu găsesc salariul ăsta. Repet, și eu am primit acum și am încredere în sursa asta mea, care îmi spune, îmi scrie acum, așa, 10.000%, nu 100%, pleacă în Qatar. Înseamnă că a și semnat Al-Duhail locul 6 în Qatar. Andrei, cum ți se pare plecarea în Qatar, dacă va fi așa, bineînțeles? Așa, pe scurt, mai avem un minut jumătate. Financiar, excelent. Profesional, nu-mi sună bine. Pentru că am exemplul lui Ali Bek, care se realizează profesional, doar că nivelul la care el a revenit la echipa națională după plecarea în Qatar nu e același din momentul în care era e aici. Foarte. Acum la Ali Bek are o vârstă. Nu? E născut în 91, dacă nu mă înșel, deci are 33 de ani. Florinel e născut în 98, 26 de ani. Mi se pare cam de vreme. Dar e greu să refuzi 2 milioane dacă contractul mai e și pe vreo 2-3 ani. Te faci pe viață cu asta. E decizia lui, da? Din punct de vedere profesional, mi se pare... Acum, la Andrei vorbește consilierul președintele Federației de Fotbal. Și Răchită ce zice? Fotbalistul din Răchită ce zice? Fotbalistul din Răchită zice banii ăștia nu i-a luat niciodată. Fotbalistul Răchită zice de ce mă întrebați pe mine că n-am fost dat seama niciodată. Ce de vreme m-am născut. Ai plecat sau nu, scurt? 100%, dar vezi că nici Gigi Becali nu zice că nu-l lasă, pentru că își dă seama că își face viața la 2 milioane. Deci oferta a avut din Germania, apropo, 600.000 net din Germania. Păi 2 milioane. De la Stuttgart. 3 ori și ceva. Păi și nu te duci? Păi nu, te duci în Qatar, adică. Păi exact, te duci și pe jos. Ce contract are Horațiu Moldovan la Atletico Madrid? Spania, ce hodea, dacă pleacă acum, se duce și 6 milioane, 3 ani, nu se întoarce la 29 de ani la FCSB, jucătorul... Poate să dacă, se ducă în Europa. Dacă stă 3 ani acolo, mai semnează 5 la banii ăștia. Ce să te mai întorci? Bine, după exemplu, autora se poate întoarce în 9 luni și să-și ia și toți banii. Da. Sau așa ceva. Bun. Deci, asta ar fi informația de ultimă oră. Florinel Coman din vară la Al-Duhail, locul 6 din Qatar, pe un salariu record pentru fotbalul românesc. Probabil cel mai mare al vreunui fotbalist român, 2 milioane de euro pe an plus bonusuri. Luăm imediat publicitatea, revenim să vorbim despre Universitatea Craiova Faru și bineînțeles să discutăm și despre cine ar putea fi noul tehnician al Oltenilor. Suntem din nou în direct, Vivi Răchită, Robert Niță și Andrei Vochin. Am început să ne întindem antenele. Da, lucrurile sunt adevărate. Echipa asta este, mai spune o dată, echipa la care pleacă Florinel Coman. Vrei să fiu viral pe TikTok? Te rog, fii viral.
Ce nu știi pe din afară? Nu. Salam Al-Duhail. Al-Duhail din Qatar, 2 milioane salarii. Al-Duhail, haideți să vă mai dau câteva informații. Locul 6, pare. Da, locul 6, echipa antrenată, Zitu Vivi. De Christophe Galtier. Da? Fostul selecționer al Franței. Nu, fostul antrenor de la Paris. Antrenor și al PSG-ul, dar al PSG-ul lui. Dar stai că acum am prins. Lasă PSG. Păi de-aia îl ia. Mbappé. Mbappé. N-a putut să-l ia pe Mbappé, că a antrenat PSG-ul și de-aia îl ia. Bun, haideți să vă dau și niște informații exclusive, marca Fanatic, de ultimă oră. Cei din Qatar, Al-Duhail, nu? Da. Corect? Da. Așa. Al-Duhail au sunat astăzi la Gigi Becali, astăzi la ora 16. Am aflat mai multe informații extrem de interesante. Marca Fanatic, așa cum v-am obișnuit întotdeauna. Deci au sunat astăzi la ora, în jur de ora 16, la Gigi Becali. I-au spus că vor să vină mâine cu un avion privat ca să se și semneze toate actele. E clauză, dar să se semneze tot, să se cunoască și așa mai departe. Gigi n-a vrut să-i primească, din câte am înțeles. Le-a spus că n-are niciun sens să vină. E clauză de 5 milioane, să plătească clauza, iar dacă jucătorul vrea să plece, el nu poate să-l oprească. Contractul, țineți-vă bine, da, al lui Florinel Coman, este pentru 4 ani, deci va lua în 4 ani 8 milioane de euro plus bonus. Plus bonusuri. Deci 4 ani, 8 milioane de euro plus bonusuri. Bravo lui. Dacă vă vine să credeți, bună, da? Bună decizie. Informația că ar fi 10.000% tot citesc sursa mea care dă încredere, 10.000% adevărată. Florinel s-ar fi înțeles de câteva săptămâni, dar nu a vrut să facă valuri, pentru că e finalul ăsta de campionat. Bun, dacă mă întrebați pe mine, și acum ați niște valuri. Adică poate ar fi trebuit, da, să nu fie. Da, dar a plecat de la el. Știu, informația. Da, dar poate ar fi trebuit să apară, da, să mai aștepte puțin informația asta. Deci contract, repet, pe 4 ani 8 milioane de euro, o sumă record pentru Florinel Munteanu. V-am zis se plătește clauza de 5 milioane. Adică ai vrut să zici ceva de Luis Munteanu. Da, 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 păi urmează Luis Munteanu. Sunt bani acum să-l ia de la Fiorentina, nu? Să-l ia, că pleacă Coman, 5 milioane, dai 1 milion jumate la Fiorentina pe Luis Munteanu și atacantul ai. Dacă mai vine și un otele, nu e rău. Poate să dea și 2 milioane pe otele. Păi asta zic, cu 5 milioane, dacă e otele și Luis Munteanu, ești bine din afacerea asta. Da, pleacă jucătorul numărul 1. Da, da. Ai atacant, ai număr 9 și ai și în stânga acolo un jucător. Jucătorul ăla vrea 1 milion. Da. Banii lui. Cine? Ăla din stânga. Otele? Păi da, așa am văzut la Fanatic. Otele cere... Păi el vrea, dar stai să vezi dacă îi și dă domnul Becali, nu? Păi el vrea. Păi nu cred că îi dă, sincer. Păi, eu cred și că dacă... Și atunci ajungi la... Dar l-are pe Tavi Popescu acolo. Da, pe George. L-are pe George. Da. Mă rog, asta e... Cu echipierul, cu Tinio, cu Dialog, jucători care au jucat în Anglia, deci la, bine, acum, la echipa asta... Acum știi cum e. Da, și așa cum și Coman a venit, o să plece și Coman, o să vină un jucător de valoare, roata se învârte, da, nu? La Champions League. Eu cred că e altceva de apreciat. Horia, dacă el e așa cum spui tu, Horia, că s-a înțeles de 4-5 săptămâni cu ei, cu Al-Duhail, jos pălăria pentru cum a gestionat situația și randamentul care l-a dat din momentul când știa că el poate că și... mai e ceva, poate că atunci când s-a simțit în siguranță cu palma bătută, fiind liniștit, a jucat și mai bine. E posibil, fiind liniștit, e posibil. Care, da. Bravo lui. Scuză-mă puțin că avem pe domnul Becali la telefon, patronul FCSB-ului. Bună seara, domnul Becali. Bună seara. Bună seara, domnul Becali. Haideți că ne-ați lăsat cu gura căscată, cum faceți dumneavoastră mereu. Pleacă când Coman? Păi da, el pleacă, dar nu vă pot spune în detalii. Da, bun, noi am dat, avem vreo 2-3 surse, am dat că pleacă la Al-Duhail în Qatar, contract pe 4 ani, 2 milioane, pan, 8 milioane în 4 ani. Eu nu știu, vorbiți cu el. Am înțeles, da, e, adică gata, e subiect închis, nu se mai poate face nimica? Dom'le, nu știu eu, vorbiți cu el. Da, știu, dar mă rog, dumneavoastră ați anunțat că din ce știți pleacă. Păi nu, eu am anunțat pentru că... Am vorbit cu el și eu nu pot să spun. Ai zis, te rog frumos, nu vreau să văd. Atunci nu spun. Dar eu pot să spun că m-au contactat și pe mine, m-au zis că dacă poate să vină. Și am zis, domnule, să nu vin acum, că n-am ce să... Că suntem la campionat, să fim campioni și după aia. Uh-huh.
A, v-au contactat dacă să vină să stați de povești, nu? Că bun, nu vă pot să spun, da? Am înțeles, da. Am înțeles. Bun, și v-au sunat și ce le-ați zis? Că nu e momentul acum, nu? Da, să fim campion după aia. Aha. Bine, mare lucru, n-aveți ce să faceți, nu, domnul Becali? Că mă gândesc că dacă plătesc clauza... Nu, dar n-am ce să fac, dar nu e problema asta, că eu, adică, eu mă bucur pentru el, pentru băiat, îți dai seama. Ați, când ați auzit, cum să spun, totuși așa puțin va pica rău apropo de planurile de echipă nu, de Champions League? Nu mi-a picat nimic rău, pentru că atâta timp cât un om câștigă, poate să câștige aproape de 10 milioane într-un contract, pe mine nu mi-a făcut. Că la mine i-am spus, bă, Florinele, eu mai am fotbal și la și peste 5 ani și peste 2 și cât o vrea Dumnezeu să trăiesc. Apoi ca tu, meseria ta, acum este. Deci nu mi-a părut nimic rău. Nu știu că dumneavoastră sunteți întotdeauna ați fost generos cu oamenii de lângă dumneavoastră. Adică n-ați fost niciodată din ala, nu domne, nu pleca și să stai lângă mine. De asta, Hori, acum că nu vreau să mai mă laud, dar plus de asta te-a făcut campion anul ăsta, că el ne-a făcut. Ce să mai... Nu? Ce să mai... Da, ce poți să-i spui omului? Ce să... Și plus de asta spun și încă ceva. Dacă mai au 5 milioane pe coman aproape, că îmi scot banii de magică toți. Am luat 3 pătănase, am luat pe Bezar încă vreo 2, 5 și cu 5, 10. Și cam am dat eu cam, nu știu, 11, sunt acolo. Sunteți acolo și știți cum e. V-ați și folosit de jucător, mai ales de coman. Am vrut jucător, nu? Da, aveți și șanse mari la titlu? Normal că șanse, avem șanse 50-50. Normal, foarte bine. Eu zic că aveți un discurs echilibrat. Ăsta trebuie să fie discursul. Ce-ți-mă, nu mai vreau să mă laud. Tu nu știu că mai vreau să mai mă laud. Da. El, Florinel, când v-a spus, era așa fericit sau era cu inima puțin îndoită? Sau fericit că dă lovitura nu, și se asigură pe toată viața? Eu i-am spus lui, pentru că eu am fost contactat. Eu și el a zis, da, ne zice, știu, așa este, dar până nu iau campionatul, da, nici nu vreau să vorbesc nimic, nu vreau să vorbesc nimic, în primul, în al doilea rând, zice, vreau să câștigăm, nu așa, vreau să câștigăm toate meciurile până la final. Aha. Așa vrea el, campionul ăsta. A, deci vreți să bateți și la CFR, să bateți și pe Rapid, să terminați ca niște mari campioni. La final, n-auzi? A, bravo. Da, adevărul că n-aveți, domn Becat, ce să-i ziceți? Dacă omul, cum ziceți, ia 10 milioane de euro, ce poți să-i spui omului? Despre ce vorbim? Nu mai vreau să comentez. Nu știu cât ia. Nu știu exact eu ce, nu știu că da, e... oricum, nu mai contează, că 8, că 10, cât or fi, da, își asigură omul viitorul, asta e important. Păi dar nu, că ia și altele prime în contract, nu mai... Bine, ai că nu mai vreau să intru, pe aia se supăr. Am înțeles. Deci, asta e, trebuie să vă pregătiți să vă faceți planurile fără Florinel din vară. Se duce acolo, George, în stânga. Da, corect. Nu? Da, normal. Sau dau pe hotele, din 5 dau 1 pe hotele. Da? Doar 1 dați? 1 sau poate dau 800 de mii dacă nu se gândește în luna asta. Nu-i dați mai mult? Îi dau, dacă nu dă răspuns luna asta, îi dau 800. Și dacă nu dă nici luna asta, cât îi dă? 600? Cade 700. Păi da, dar Varga, știți ce o să zic acum? Domnul Becali, dați domnule și noastră, ați luat 5 din clauză, dați și noastră 2 pe hotele. Am mai zis el, știi că am mai zis el la tine. Da, a zis, nu? Da. Am mai zis că, domnule, iau acum pe unii, fac putare, fac drept putare, am mai zis el. Bun, dar acum serios, pe hotele, mie îmi place foarte mult și e clar că și noastră, nu e jucător, nu știu, vă întreb, că poate eu nu mă pricep, nu e jucător, e prea mult 2 milioane, de exemplu, pe unul ca hotele? Da. Dar de ce? Că e din România sau de ce? Pentru că, dar nu iese. Dacă el a fost jucător, ca să dai 2 milioane în România, trebuie să aibă 19-20 de ani. Și să crezi în el. Dai 2 milioane, să iei 7, 9, 10, 15. Dacă să dai pe hotele 2 milioane, poate face 2. Dar ce să fac? 2 să iau 2 sau să dau 2 să nu mai iau nici un min, unul pe el? Da. Nu merge în România, Coria, că dau 2 milioane, să mă folosesc de el. Deci în România poate face el,
Dar în România nu merge, adică eu, cel puțin așa fac eu afaceri la fotbal. Nu merge că stai, dau 2 milioane, că nu sunt arab, ca să curgă sonda. Și să zic, lasă-mă că dau 100 de milioane și ne un an de zile să joace la noi, uh-huh, în Qatar sau unde joacă ea, în Saudi Arabia. Uh-huh. Eu n-am sondă. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Și atunci la mine să iau unul de 20 de ani, 21 de ani, dacă dau 2 milioane. Ca dacă eu să iau 10 pe el, cum am dat pe Man, care nu mă pricep la fotbal, dar am dat 250 și am luat 11 milioane. Și acum pleacă la Dortmund, din ce am înțeles, pe vreo 14-15. Eu auzise mai mult, dar nu știu, e bine. Da, de cât auziseți dumneavoastră că pleacă? Eu auzise 20-25. Oh, foarte bine. Asta cere aia, americanul. Doamne ajută. Domn Becali, mâine, ce faceți mâine cu CFR-ul? Îi dați echipa lui Neluțu? Ce echipă? Echipa, primul 11, cum faceți noastră. Da, dar nu o știu nici eu acum. Adică echipa o știe, echipa... Eu dau echipa. Coman, David Miculescu, George Popescu, Olaru, Șut, Alexandru. Uh-huh. Radunović, Înghezana, Chirichi. Păi, dar nu se știe, păi asta trebuie să aleagă ei acolo. Trebuie să aleagă ei acum. Că depinde, adică eu... Ei trebuie să vadă la antrenament, depinde, că e întrebare. Vedem cu cine joacă. Am înțeles. Joacă cu Chiriche sau joacă cu ăștia jucători mai forțoși, mai pe forță, mai cu tare, poate e nevoie de Daua? A, da, și să joci în Ghezana Daua, că ești pe forță, corect. Da. Corect. Și în dreapta Crețu, nu? În dreapta Crețu, da. Da. Nu, e că joacă bine, e util Crețu, un jucător bine, util. Au făcut antrenamente și cu Înghezana în dași dreapta. Aha. Dar nu funcționează bine, au zis. Am înțeles, da. E accidentat Băluță, nu joacă nici meciul ăsta. Nu, ar putea, dar e mai bine, ca să fim siguri de el, o să fie cu Rapid. Am înțeles. Acolo aveți ambiții mari cu Rapidul, sunt convins. Nu. Nu? Bine, dacă câștigați, mâine s-a terminat. Deci mâine dacă ați câștigat, s-a terminat, gata. Păi dar nu, am eu ambiții eu cu Rapid, bă, Horia. Știi, eu ce-am spus, eu repet. Eu nu sunt suporter. Eu sunt un patron și am o proprietate asta. Eu am ambiție pe banul meu. Adică proprietatea mea la mine în curtea mea. Da. N-am de astea, domne, ambiții, stai, că ei sunt fanatici, eu nu sunt fanatic. Da, eu sunt fanatic de bani. Normal. La mine e bani. Normal. Înțelegi? Da. Da, deci în locul lui Coman, deci va juca clar George, nu? Da. Îi dați drumul lui George. Am înțeles. Mai aveam o informație, o ultima întrebare, că după ce o să dăm legătura la meci, că știți cum e, la TV e mai scurt, nu stăm ca la site așa mult de povești. Lui Daua i-a zmărit contractul, așa am auzit, e adevărat sau sunt povești? Păi da, i-a mărit contractul, da. De la cât la cât? Nu știu, avea 12, parcă are 15 acum, nu mai țin minte și eu. Am înțeles. Deci, în principiu, de ce țineți minte, de la 12.000 la 15.000, nu? Păi uite, de exemplu, ăla lui Alexandru, vezi? Da. Alexandru. I-a avut el, Alexandru avea el 6.000. Da. Și eu i-am făcut lui Alexandru 10.000, acum 6 luni am făcut. Așa. Și acum am zis, bă, după meciurile astea, chemați pe Alexandru să-i mărim salariul, ia după 6 luni. Și cât îl faceți? 12.000, 15.000. Aha. Ajunge de la 12 la 15, pentru că nu e corect. Adică, bă, dacă sunt jucător de bază, dăm și mie măcar acolo aproape cât aia de bază, nu? Da, nu e, dar dumneavoastră mereu ați fost corect. I-ați plătit întotdeauna, mai ales pe ăștia care au jucat super generos. Alexandru, i-am zis, e jucător de bază. Uh-huh. Și eu trebuie să-i dau lui, ca să vadă el, să-i dau lui încrederea. Bă, dacă mi-a mărit salariul după 6 luni, înseamnă că eu... Și dau și obligația și responsabilitatea, fiu și mai bun. Uh-huh. Și dau și încrederea, bă, dacă mi-am înseamnă că sunt bun. Da, corect. Ultima întrebare, cu cine țineți, cu Farul sau cu Craiova acum? Păi, dar în primul rând țin cu Farul că e nașul meu și îmi pare rău de el să nu intre în cupele europene.
În al doilea rând, țin cu farul că, că scap de Craiova, definitiv. Și dacă batem duminică, după aia, după aia am curaj, să zic, după aia. Dacă farul face un egal sau mănâncă, dacă bate farul sau dacă face Craiova un egal și noi batem CFR-ul, nu mai mi-e frică, să zic. După aia zic, domne, gata. Înțelegi? Nu mai zic 50%, nu mai zic. Hey, e gata, ce bine, să... Bă, Codea, nu vreau să zic, dar este ceva imposibil. Dar nu vreau să zic că nu vreau mândrie. Dar e imposibil. Adică eu am spus că e enorm 4 puncte. Păi cum adică, mă, e enorm 4 puncte, dar 10 puncte când mai sunt 7 etape. Nu mai sunt... Nu este mai enorm? Da. Nu mai se poate acum. Da, corect. Corect. Mulțumesc, domnul Becali, succes. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. O seară bună, vă urăm. Da, a fost Gigi Becali, patronul FCSB-ului. Haideți să vă mai dau o informație bombă, marca Fanatic, dacă toți suntem la informații bombă. Înainte să dăm legătura la meci, comentează Emil Grădinescu și Costi Mocanu. Dan Petrescu a intrat pe lista Universității Craiova. Mihai Rotaru le-a spus apropiaților că se gândește serios că și Dan Petrescu ar putea fi cu adevărat soluția pentru titlu, ținând cont că Petrescu are în ADN cum să spun, nu, are acest ADN de campion, deci antrenorii sunt așa, Rădoi pole position, din ce știm noi la Fanatic. Nu a mai fost? Da, ba da, Rădoi pole position, Gâlcă, da, într-adevăr, s-a discutat de Chivu, cum a zis Sorin Cârțu, dar este imposibil, Chivu vrea să antreneze în Italia, iar informația șoc este că și Dan Petrescu a intrat pe listă și Rotaru se gândește dacă să dea lovitura cu acest tehnician care, cum să spun, are sens să-i mai facem caracterizare, a luat 7000 de titluri, se numește omul titlu, deci ia cât a apărut pe listă și Dan Petrescu, bombă de ultimă oră în această seară pentru Universitatea Craiova, bătălie mare va fi între Năluțu Varga și Mihai Rotaru, pentru că și CFR-ul vrea pe Dan Petrescu, bineînțeles un mare avantaj pentru CFR, pentru că na, se știe de atâta timp, da, cine știe, dar vedem. Dar înseamnă că rupe bariera salarială de 15000 la antrenor? Nu știu, vedem. Ce se rupă de vreo 3 ori. Știu, dar știi cum e? Poate că și Rotaru s-a săturat de experiență. Da, poate că vrea un antrenor experimentat care câștigă titluri și să nu mai stea cu emoții. Da, da, dacă trebuie să facă, înțelegi? Reconstruiască lotul de jucători. Ceea da, ce la CFR nu s-a întâmplat. Rotaru o să termine cu veleitățile de antrenor sau de scouter sau de manager. Da, da, și bine, Dan Petrescu, Dan Petrescu va, no, va pune mâna pe vestiar. Adică, la Dan Petrescu vestiarul e închis dacă va veni. E cheltuiala mult prea mare. Da, nu cred că eu nu văd. Robert, asta e informația noastră de ultimă oră, că a intrat în forță pe lista Craiovei și Dan Petrescu, new entry de ultimă oră. Și că Rotaru se gândește serios să nu mai facă experimente, să ia un antrenor cu adevărat cu experiență, care să-i câștige meciurile. La modul cel mai pragmatic, și Rotaru vrea să ia titlul. S-a săturat și Rotaru. De câți bani a băgat, vrea să ia titlul. Vedem, vedem ce va fi. Da, nebunie mare, nu în seara asta, nu? Da. Coman în ai văzut Gigi, da? Că a zis Qatar, așa a zis până la urmă, a zis dacă ar pleca în Qatar. Aproape 10 milioane salarii. Da, 10 milioane, deci până la urmă, mai înțeles, până la urmă, cum să spun... Că i-a zis Porinel, bine, Gigi, haideți, vă rog, eu prăpăzit, dar să nu ziceți bine, dar Gigi nu poate, Piti avea o vorbă, dacă vrei să știe un secret toată țara, îi spui lui Gigi. Lasă, mai înțeles, mie îmi place de Gigi Becali, adică vorbești cu el, îți dă, cum să spun, bombe, îți dă exclusivități, auzi, să vezi ce dor o să ne fie nouă de Gigi Becali la toți. Da, când s-o retrage din fotbal, dacă, na, ori trece ani peste el sau s-o sătura. Să vezi ce dor. Mă auzi, nu mai ipocriție. Ai, domne, lăsați-mă cu Gigi Becker. Mie îmi place de Gigi Becker. Și crede-mă, la toată presa îi place. Și crede-mă, mai e ceva, da? Banii ăștia, 5 milioane sau toți, se împart. Adică, mă auzi, din România. Fără Gigi Becker chiar ar fi o problemă în fotbalul. Păi Botoșanu dispărea de mult, da? Dacă nu era Gigi Becker. Farul. Păi a cumpărat de milioane și milioane. Sunt câteva cluburi în România, la care a doua sau a treia sursă de finanțare e Gigi Becali. Da. Prin transferul, prin plata pe anumit jucător. Dar Reghe, nu l-am văzut Reghe. Reghe nu e? Nu, nu, e supărat, sunt supărați. E supărat, Rotaru e supărat. Păi am văzut declarația lui Reghe. Nu vrea să audă de el. Nu poate să-l oblige nimeni să dea bani. Nu. Asta e una, una e una, alta e alta. Mai înțeles? Una e una, alta e alta. Deci cam astea sunt bombele serii, da? Florinel Coman, 4 ani în Qatar, contract de 8 milioane de euro.
2 milioane de euro patru ani, plus bonusuri, de-aia zici Gigi Becali, 10 milioane, că o să ajungă să ia 10 milioane de euro. Deci 8 milioane salariu, plus 4 milioane, plus încă 2 milioane bonusurile. Da? Deci total spre 10 milioane, ce a spus și patronul FCSB-ului, la un moment dat a zis, dacă ar pleca, vorbeam de jucători, știi? Dacă ar pleca în Qatar, Bruce, a venit Qatar acum, a confirmat și informația care v-am dat-o cu două minute înainte să intre, că astăzi l-au sunat pe Gigi Becali să vină mâine arabii cu avion privat, să închidă, să semneze, să se cunoască, mai înțeles, și Gigi le-a spus, nu veniți, dacă băgați bani în cont. Nu, adică și asta nu negociez clauza adică, de 5 milioane. Da, nu negociez nici clauza și dacă chiar îl vreți și Coman vrea să plece, faceți plata. Da, faceți plata. Nu știu de ce vreau să vină, pentru că la ei, acolo sunt prinți. Da? Și ei vor să meargă cu avion privat să vină aici, să spună, uite, ce jucător de echipă națională am luat eu prințul ăsta. Verișorul lui, prințul ăla, să urcă și el într-un avion privat, să duce și el să cumpere un jucător. La ei tot este competiție. Iar a doua informație, Dan Petrescu intră în forță pe lista Universității Craiova. Mare bătălie între CFR și Universitatea Craiova. Cred. Mulțumesc Vivi Răchită, mulțumesc Roberniță, mulțumesc Andrei Bruchin. Da, ne revedem după ce se termină partida din Bănie, meci tare, Universitatea Craiova foarte.